Doamnelor și domnilor, bun venit la o nouă ediție a emisiunii ROMPOST TV, o producție independentă de televiziune ce a demarat în anul 2004 și care a promovat și continuă să promoveze, săptămână de săptămână, de 13 ani de zile, toate activitățile și succesele comunității românești din Vancouver, Lower Mainland. Dar să facem cunoștință cu Mihai Covaser, acum elev în clasa a 8-a la o școală elementară din Chelona, French Immersion Program. Mihai s-a născut cu o formă de paralizie cerebrală care îi afectează membrele inferioare și, în consecință, mersul și echilibrul. Dar asta nu l-a împiedicat pe Mihai să fie extrem de energetic și de sociabil. Mihai și familia lui au venit în Canada în urmă cu 11 ani, au continuat aici terapia de recuperare, mai exact la Center for Child Development in Surrey. Personalitatea vorbăreață a lui Mihai i-a făcut pe cei de la centru să-l aleagă în scurt timp ambasadorul lor. Cu mare plăcere, Mihai a început să participe la evenimente de strângere de fonduri și la diverse prezentări ale centrului, ca și ghid. În anul 2006, Variety, the Children's Charity, a ajutat familia să cumpere o tricicletă specială care i-a oferit lui Mihai independența și un mijloc de a-și întări musculatura picioarelor. Cu această ocazie a cucerit și mai multe inimi și astfel a fost ales în acel an ca unul dintre Steve's Little Darlings, copii prezentați cu ocazia teletonului anual organizat de Variety BC la Global Television. În acest fel, Mihai a ajutat Variety să strângă fonduri pentru numeroși copii cu nevoi speciale din BC. Eforturile inimoase ale lui Mihai au fost recunoscute și răsplătite în 2010, când i s-a acordat premiul de onoare Community Leader pentru voluntariat, oferit de ziarul Leader din Surrey. Mai mult decât atât, Mihai a participat la campaniile de strângere de fonduri pentru Variety, cum ar fi Variety Gold Heart, Kids Help Kids, iar în ultimii ani a fost numit Variety Kids Champion. Sub această titulatură, Mihai a reușit să strângă în ultimii 3 ani mai mult de 10.000 de dolari canadieni cu ajutorul comunității din Chelona, a școlilor pe care le-a frecventat și a donatorilor tradiționali din oraș. Dar în spatele acestor realizări a stat multă muncă, dedicație și multe ore de voluntariat. Să-l sprijinim așadar pe Mihai cu donații pentru fondurile ce vor fi alocate copiilor cu nevoi speciale din British Columbia. Bun găsit, stimați telespectatori! Ne aflăm la Biserica Ortodoxă Română Sfânta Treime din Westminster, care găzduiește astăzi un spectacol organizat de bunica lui Mihai Covaser. Mihai, bine te-am găsit! Spune-ne puțin despre evenimentul de astăzi. Evenimentul l-am organizat ca să strângem fonduri pentru organizația Variety, The Children's Charity, care ajută pe copii cu nevoi speciale. Lucrez cu ei de 8 ani, deci eu strâng fonduri pentru ei cu concerte, cu strângere de fonduri pe pagine de internet și de Facebook și mai merg prin stradă, pe stradă la noi și mai strâng niște fonduri. Niște fonduri, vorbim de 10.000 de dolari canadieni pe care i-ai strâns în Chelona, nu? Da, anul ăsta 10.000 de dolari. Ești și ambasador, nu? Da, da, deci sunt ambasador pentru Variety de cam de când am început cu ei, cam un an după ce am început cu ei am devenit ambasador. Mihai, spune-ne câteva cuvinte despre tine. Eu am 12 ani, aproape 13. Mulți înainte! Mulțumesc! Eu merg la școala medie Kelo, în Chelona. Și eu am o problemă. Nu pot să merg chiar atât de bine ca alți copii, dar Variety m-a ajutat când aveam vreo 3 ani să cumpere o tricicletă specială și de atunci strâng fonduri pentru ei. Variety te-a ajutat cu o tricicletă specială, iar tu uite la rândul tău cât de mult faci pentru copiii cu nevoi speciale, cu probleme de sănătate. Mihai, spectacolul de astăzi este organizat de bunica ta, Gabriela, nu? Deci a început tot anul ăsta, deci anul trecut școlar în Chelona. Am decis cu mama mea și cu prietenii mei să facem un concert în Chelona. Și au venit câțiva din prietenii mei și am cântat, am făcut un concert și după aia
am decis că să facem încă o dată vecuvere aici, că avem, avem cu cine să o organizăm și avem unde să o facem și e... Da, am decis să o mai facem o dată. Te rog să adresezi un mesaj spectatorilor ROMPOST TV, care se uită acum la noi la emisiune. Variety face un lucru minunat pentru toți copiii care au nevoi speciale în toată Canada. Viețile lor sunt grele și au nevoie, totul costă foarte, foarte mult, tratamentele și spitalizarea. Și dacă puteți să ajutați și voi cu cauza asta, ar fi, totul face o diferență. Soția mea este, de fapt, cea care a fost în spatele organizării. Ea e cea care îl duce pe Mihai peste tot și contribuie la organizarea evenimentul genul ăsta. Eu evident că sprijin această cauză și îl încurajez pe Mihai să continue, fiindcă cred că face o treabă bună. Bine v-am găsit și mă bucur foarte mult că am avut așa un răspuns bun din partea comunității românești. Ne bucurăm foarte, foarte mult să ne adunăm și să-i vedem pe toți atât de, de doritor să participe. Ana Maria, ești mamă, ești medic, cum vă descurcați cu situația, cu condiția lui Mihai? Nu e ușor pentru oricine să-și dea seama cât de mult efort, de fapt, stă în spatele unei familii cu un copil cu nevoi speciale. Și, într-adevăr, trebuie să fii dedicat 100% timpul și efortul, cel puțin al unuia dintre părinți, pentru că este, e nevoie de reabilitare, nevoie de exerciții, nevoie de tot felul de activități. Pentru o familie cu un copil cu nevoi speciale, banii sunt de obicei o mare problemă, pentru că totul este foarte, foarte scump, de la echipamentele speciale, tratamente, statul în spital dacă e nevoie, pentru că Variety ajută în toate situațiile, dacă sunt nevoie de operații, de stat în spital, de călătorii, de, sunt foarte mulți bani implicați în toată treaba asta și Variety ajută pe fiecare în parte după necesități și toți anii aceștia, indiferent de cât de mult timp a trebuit noi să punem în treaba asta și efort, noi am fost fericiți să payback, cum spune englezii, să strângem și noi fonduri să ajutăm, pentru că este foarte mare nevoie. M-a spus și Mihai, Variety ne-a ajutat cu tricicleta specială, care este foarte scumpă. Noi eram nou veniți în Canada, nu ne permiteam așa ceva, nu ne-am fi permis-o pentru câțiva ani de atunci înainte, probabil. Acum e evident că suntem într-o altă situație, pentru că lucrăm amândoi, în special eu, aș putea să zic, și fondurile pentru, știu și eu, nevoile lui Mihai nu sunt o problemă acum, dar ăsta este modul în care noi am decis să recompensăm Variety, să plătim înapoi ceea ce au făcut ei pentru noi prin timpul pe care îl dăm, cum am spus, în special Ana Maria. Pentru părinții care au copii ce se confruntă cu astfel de probleme medicale, unde se pot adresa, cu cine pot lua legătura? Site-ul Variety, www.variety.bc.ca. Variety este o organizație națională și mai mult este internațională, dar partea bună este că, de exemplu, banii care se strâng în BC rămân în BC și mai mult decât atât, banii pe care Mihai strânge în Kelowna, de exemplu, rămân pentru copiii din Kelowna. Deci, Variety, www.variety.bc.ca. Aplicația pentru grant este foarte ușor de făcut, e ca o familie, Variety. Promit că prima dată și o să iasă bine. Anul viitor poate voi avea mai multă experiență și voi fi înțeleasă mai mult de părinți. În afară de invitații, de organizarea acestui eveniment de strângere de fonduri pentru copii cu nevoi speciale, am înțeles că ai și pregătit cozonaci, plăcinte, ce ai făcut? Am făcut cozonaci, am făcut poale în brâu, care sunt tipic moldovenești, gogoși, pastă de pește cu pâine de casă și bunătăți care le fac de obicei. Aș încheia cu un mesaj și te rog să te uiți la cameră, pe care te rog să-l adresezi celor din comunitatea românească care urmăresc această emisiune. Rog românii din această zonă să se implice mai mult în nevoile copiilor. Sunt copii foarte mulți cu probleme și dacă i-aș duce la un cămin să vadă traiul lor, cred că mi-ar da mai mult concurs și ar participa cu mai multă inimă.
și de asta am luptat să-mi adun copii care sunt foarte, foarte talentați și sper la anul viitor să am orchestra înfăptuită ca să-mi cânte orchestra la acest festival. Sunt Ștefania Crivăț, gazda dumneavoastră la rubrica Rețete Culinare a emisiunii ROMPOST TV. Astăzi vom pregăti un tort cu fructe de sezon. Pentru tortul de azi vom folosi căpșuni. 5-600 de grame de căpșuni, bine coapte. 1 litru de frișcă, pe care îl batem cu o jumătate de cană de zahăr pudră și vanilie. Și 2 blaturi mici făcute din 6 ouă. Pentru aceasta avem nevoie de 6 ouă, 6 linguri de zahăr, 6 linguri de făină, făină pentru pastries se cheamă, care iese mult mai pufos și mult mai bun dacă folosim cake flour. Vanilie. Pentru început vom separa gălbenușurile de albușuri. Albușurile le punem într-un castron, iar gălbenușurile în altul. Toate 6. Avem grijă să nu spargem gălbenușul. Și avem grijă să nu avem coși de ouă în niciunul din castroane. În gălbenușuri vom pune 4 linguri de zahăr. Adăugăm un pic de vanilie, doar un strop de vanilie. Și îl punem să se mesece. Se poate folosi și un mixer de mână. Punem gălbenușurile să se bată bine de tot. După ce am bătut gălbenușurile cu 4 linguri de zahăr și vanilie, vom bate albușurile cu mixerul de mână. Să vedeți că se poate folosi la fel de ușor și mixerul de mână. Batem albușurile până încep să devină spumă și apoi adăugăm pe rând 2 linguri de zahăr. Okay. După ce am bătut gălbenușurile cu cele 4 linguri de zahăr și un pic de vanilie, vom adăuga făina cernută. Amestecăm doar cât să se încorporeze făina, nu mai mult, pentru că nu este nevoie. Dacă mai rămână pe pereții castronului, o vom încorpora și pe aceea. Acum adăugăm 2 linguri de făină la albușurile bătute spumă. La fel, făina cernută. La albușuri vom adăuga făina foarte ușor, amestecând de jos în sus și încorporând-o. Acum vom adăuga albușurile la gălbenușuri în 3 etape. Prima etapă, putem amesteca mai viguros, nu are importanță. Următoarele 2 etape, din ce în ce mai ușor. Pentru a lăsa cât mai mult aer în amestec. Deoarece nu are niciun fel de ajutător, praf de copt sau bicarbonat. Acum vom turna amestecul în 2 tăvi de blat de tort. Tăvile de tort au fost în prealabil unse cu margarină și tapetate cu făină. Numai fundul tăvii trebuie uns și tapetat, nu și pereții. Le vom introduce în cuptor la temperatura de 325 de grade pentru 20-25 de minute sau
încercate cu o scobitoare, scobitoarea iese afară curată. Tăiem blatul de tort, deci avem două blaturi mici de tort, pe care le tăiem pe fiecare în câte două. Acum vom începe asamblarea tortului. Vom însiropa blatul cu sos de căpșuni. Din căpșunile foarte coapte le facem piure la care adăugăm zahăr. De exemplu, dacă folosim 200 de grame de căpșuni, adăugăm 2 linguri de zahăr. Vom pune frișcă, nu prea multă. Ok. Peste frișcă vom tăia căpșuni în felul următor. Le tăiem în 4 și pe urmă le punem frumos de jur împrejurul blatului de tort. Pentru fiecare blat aș spune 4 căpșuni mai mari. Dacă sunt mai mici, mai multe. Este bun făcut și cu afine, cu zmeură, cu caise, cu piersici, ce fructe avem la îndemână. După cum ați văzut, am folosit două blaturi pe care le-am tăiat pe fiecare în două și am obținut 4 felii de blat. Și tortul iese din 4 felii. Pentru ultima felie de blat, pe care o vom pune peste căpșuni, întâi o însiropăm cu sos și apoi o așezăm în acest fel peste căpșuni. Și avem o finisare foarte dreaptă, foarte frumoasă. Vom continua cu ornarea tortului. Punem frișcă deasupra, pe care o netezim foarte frumos. Pe urmă începem să punem frișca pe marginea tortului. Pentru ornat avem nevoie de o pungă cu un tub cu stea, okay, pe care o vom umple cu frișcă. Pentru cei care vor să decoreze un tort frumos, o pot lua de la raionul pentru decorat, din orice magazin. Acum facem un model ca un frumos cordon dantelat din frișcă pentru partea de jos de la farfurie. Pentru mijlocul tortului putem face câteva dungulițe transversale. Acum vom decora foarte frumos cu căpșuni proaspete. Căpșunile de pe margine le vom lăsa cu frunzulița pe ele pentru că au un aspect foarte frumos și natural. Pentru a fi sigur că tortul se taie frumos fără a se sfărâma pe margini, cel mai ușor este să muiem cuțitul în apă fierbinte, îl scuturăm bine și tăiem tortul. Din nou, așezăm felia de tort pe farfurie, apoi, pentru a-i da un aspect cât mai frumos, înainte să-l aducem la masă, îl stropim cu sos de căpșuni pe care l-am pregătit și cu care am însiropat și blaturile. Punem o căpșună și îl servim la masă. Poftă bună!
Muzeul de Antropologie al Universității Columbiei Britanice este una dintre cele mai căutate destinații culturale din Vancouver. Deși fondat cu aproape 60 de ani în urmă, muzeul a dobândit faima de care se bucură astăzi, de-abia după 1976. Acesta este anul când colecțiile muzeului au fost mutate în impunătoarea construcție a renumitului arhitect Arthur Erickson. Încă de la intrare, vizitatorul este întâmpinat de sculpturi monumentale, unele vechi de peste 200 de ani, mărturii vii ale unei civilizații indigene evoluate și de o spiritualitate impresionantă. Multe din aceste sculpturi nu sunt doar opere de artă sau de cult în sine, totemuri, ci reprezintă obiecte practice, utilitare, înfrumusețate de băștinașii din zona de coastă a Columbiei Britanice. Aceste sculpturi sunt, de fapt, stâlpi și grinde de rezistență din structura caselor tradiționale, proiectate să găzduiască mai multe familii înrudite, clanuri. Peste jumătate de milion de exponate, Muzeul de Antropologie este unul din cele mai importante muzee din Canada și unul dintre cele mai mari muzee școală din America de Nord. Muzeul cuprinde de asemenea peste 35.000 de exponate și colecții de artă tradițională și contemporană din America de Sud, Asia și Africa, majoritatea arhivate în galerii.
Anual, peste 170.000 de elevi și studenți trec porțile muzeului pentru a învăța despre cultura și tradițiile indienilor aborigeni de pe coasta canadiană a Pacificului. Bună ziua! Astăzi avem plăcerea și privilegiul de a-l avea în studio cu noi pe domnul Adrian Angel, senator român, care reprezintă românii stabiliți în străinătate. Domnule Angel, îmi face mare plăcere să vă avem în studio cu noi astăzi. Vă mulțumesc! Este o onoare să mă aflu într-un studio în fața unei camere, deși vin din domeniul acesta și sper să vă aduc noutăți, să vă răspund la întrebările pe care le aveți dumneavoastră canadienii prin intermediul acestui post de televiziune. Vă mulțumim. Domnule Angel, dumneavoastră reprezentați românii stabiliți în străinătate. Care este amploarea diasporei românești și ce contribuție aduce ea la viața economică, culturală și chiar politică a României? Diaspora românească. Diaspora românească este răspândită pe tot mapa mondu și eu reprezint românii stabiliți în America, Australia, Americile toate, Australia, Africa și țările arabe. Un coleg de-al meu, senator, reprezintă Europa și Asia. Teritoriul nostru este absolut uriaș, nu ca al colegilor noștri din București, care reprezintă 3-4 străzi din sectorul 1, se deplasează rapid, pot vorbi cu toți, la noi e foarte dificil și ca să străbatem jumate din acest glob, să vedem fiecare comunitate, este foarte dificil, dar tocmai asta este ideea de a încerca să vedem cât mai mult din comunitatea aceasta, pentru că economic de-abia acum încep cei din diaspora pe care eu o reprezint, comparativ cu cei din Europa, de-abia acum începe să aibă o legătură economică mai mare cu România. Bineînțeles că totdeauna au existat persoane și firme ale persoanelor române, de origine română, care au făcut afaceri cu România, deci din punct de vedere economic s-au deschis foarte larg porțile în ultimii 20 de ani, și tendința e de creștere. Din punct de vedere cultural, bineînțeles că vedem un export invers din România către Occident, către țările diasporei, unde nu exportăm numai cultura veche și cultura adevărată, exportăm și noua cultură. E noua cultură care se creează în România, pe care o vedem la televiziunile locale și pe care o auzim pe posturile muzicale din România. Deci, din punctul meu de vedere, cred că trebuie să întărim relația între diasporă și țara mamă, să găsim o rezolvare cât mai bună a relației și să putem să îmbunătățim această relație, care este, din păcate, totuși destul de firavă. Tocmai dumneavoastră ați declarat că vreți să apropiați românii de pretutindeni. Cum exact ați putea motiva românii din străinătate să se implice mai mult în viața din România? În general, eu cred că omul învață prin exemplu. Și cel mai bun exemplu, ca să spun așa, pot să spun că sunt eu. Deși am terminat facultatea Northwestern University Medical School în Chicago, unde am și locuit foarte mult timp, deși am avut o afacere în acest domeniu medical în Los Angeles, unde de altfel mi s-au născut și cei 4 copii, de fapt 3 în Los Angeles și 1 în Phoenix, totuși am făcut pasul și în direcție inversă,
extrapolând expresia Go West Young Man, care era cu câteva sute de ani în America, cu cea Go East Young Man, pentru că deschiderea României este cu totul alta decât a fost în anii în care eu am venit, în anii, începutul anilor 80, și mi s-a părut că este de bun augur pentru mine să mă întorc într-un loc în care pot face ceva, și dovada este că am și reușit. Eu mă consider o persoană care am reușit în domeniul care mi l-am ales și chiar cu foarte mult succes, aș spune. Și de aceea cred că cea mai mare apropiere ar fi prin reimportul de knowledge, ca să-i spun așa, de cunoștințe pe care românii le-au căpătat în Canada. Pentru că eu, când am plecat din Statele Unite la începutul anilor 90 și un pic, m-am văzut ca în filmul Back from the Future. Când am ajuns în România, eram Back from the Future, United States, și să știți că în perioada aceea a fost foarte, foarte dificil, dar în ziua de astăzi este din ce în ce mai ușor, lucrurile se aranjează, intră pe un făgaș normal. Haideți să reprezentăm și să ajutăm România să crească și să fim puțin mai mândri că suntem români, pentru că dacă te uiți la un cetățean american, oriunde ajunge el, că este în Bulgaria, că este în Africa, el e mândru că este american. Noi am avut, din păcate, o perioadă în care ne-am pierdut această mândrie datorită conducătorilor. Haideți să uităm că au existat conducători răi, că mai există conducători care câteodată nu ne fac cinste, indiferent din ce parte a spectrului politic se află, și să fim noi mândri că suntem români, oriunde am fi, pentru că, vreau să vă spun, oriunde am fost în diasporă, românii sunt foarte, foarte bine priviți, începând de la nivelul de profesori universitari, cercetători, directori de companie, creatori, până la nivelul de plumber, janitorial work sau așa mai departe. Toți sunt niște oameni de foarte înaltă calitate în domeniul pe care, în care ei prestează. Și atunci, primul rând, trebuie să fim mândri. Al doilea rând, trebuie să vedem cum ajutăm România să ajungă o putere, nu o putere neapărat agrară, o putere economică, dar mințile pe care noi le-am exportat de-a lungul anilor ar fi bine să mai se și întoarcă. Pentru că, ținem minte, revoluția de la pași 8 a fost cu români care au plecat și care s-au întors, care au studiat, la fel și medicina românească care a fost de frunte. Și vreau să vă spun că serviciul ambulanței din România a fost primul serviciu de acest gen din Europa. Adică minți strălucite, Minovici și alții care au creat un sistem extraordinar, dar români plecați și întorși. Eu sper că exemplul meu, prin exemplul meu, că m-am întors și am reușit, și sper că voi reuși în continuare să realizez ceea ce îmi pun în minte. Sper și alți români să vadă același lucru. Ați spus că Uniunea Europeană nu este domeniul dumneavoastră specific. Cu toate acestea, situația cetățenilor români de origine romă din Uniunea Europeană este foarte dificilă. Ce ați sugera dumneavoastră ca soluție pentru a încerca să se rezolve această problemă? În primul rând, vreau să vă spun că atât în Italia cât și în Spania sau în Franța, unde au fost probleme cu cetățenii români de origine, de etnie romă, țigani sau gypsies, cum se numesc de fapt în toate țările, după o perioadă, societatea respectivă a început să respingă faptul că românii egal acea parte din cetățenii români, că sunt de origine, de etnie romă, că sunt români, dar sunt niște infractori. Nu toți romii sunt infractori, nu toți românii sunt infractori, nu toți polonezii, nu toți romii de origine poloneză sau avem
gitanos, gypsies în Londra, englezi, pentru că a fost un popor migrator și s-au dus peste tot. Deci părerea mea este că românii își pot demonstra și își demonstrează ușor, ușor valențele și capacitățile, indiferent de problema care a fost creată de etnia romă în diverse țări din Europa. După cum vedeți, ușor, ușor această problemă dispare pentru că populația largă știe că românii sunt de o calitate extraordinară. Dar această problemă este folosită, această chestiune este folosită în general de către politicieni în cadrul campaniilor politice pe care ei le conduc la ei în țară pentru a încerca să-și atragă mai multe voturi. Deci hai să fim serioși, nu sunt românii cei mai mari hoți sau criminali din lume. Sunt și alte etnii care produc poate pagube mult mai mari, numai că au fost mai vizibili. Și o ultimă întrebare, dumneavoastră ați spus că v-ați implicat în politică și din motive de justiție socială și pentru a promova piețele libere și investiția în România. Și totuși în dosarul Roșia Montană v-ați opus acestui proiect. Ați putea în foarte scurt să explicați telespectatorilor care este problema Roșiei Montane și de ce ați luat această poziție? La Roșia Montană, după părerea mea, încă nu s-au spus ultimele cuvinte. Pentru că s-au făcut niște studii și se fac în continuare studii, dacă nu ar exista această problemă a cianurilor, cealaltă chestiune este o chestiune economică în care românii se așteaptă ca redevențele care revin statului român să nu fie doar de 4-5%, pentru că ei totuși spun că este puțin, iar chestiunea care pe mine mă interesează foarte mult din tot este că la Roșia Montană am discutat în general numai de aur, dar în contractul pentru Roșia Montană orice alt minereu, orice alt lucru găsit acolo nu este pus în contract și aparține automat exploatatorului. Deci este o chestiune economică de timp care până la urmă se va rezolva. Domnule Angel, vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră și vă dorim mult succes în toate activitățile dumneavoastră și personale și politice. Vă mulțumesc! Monica Deac și arta m-a pasionat întotdeauna. Am considerat că arta e bijuteria mea cea mai de preț, ceva pus deoparte, ceva la care pot să mă întorc oricând. Nu e un refugiu, așa cum mulți cred și poate mulți consideră. E ceva care mă ajută să trăiesc. Simt că e un izvor de energie de acolo, pot să-mi iau energie oricând. Când am început să pictez, n-aș putea să spun cu exactitate, cert e că întotdeauna am simțit că pictez. Niciodată n-am considerat arta un mediu de sine stătător, un domeniu de sine stătător. Cu cât știi mai multe, cu atât poți să înțelegi mai bine arta. Psihologia m-a ajutat să înțeleg arta mai mult din perspectiva artistului, din perspectiva creatorului. Am fost curioasă cum poți să-ți iei inspirația, ce te determină să pictești, ce te face să intri în această activitate. Cred că e ceva în interior, simți că descoperi ceva care vrei să împărtășești lumii întregi, vrei să spui la toată lumea ce ai descoperit tu. Unde începe actul creativ, unde se termină, de ce omul încearcă să comunice prin acest limbaj numit artă, când are la dispoziție limbajul verbal. Se pare că există ceva acolo, există ceva neexplicat. E ca o bucurie imensă în interior, e ceva care ai descoperit și vrei să spui lumii întregi, vrei să faci cunoscut că tu ai descoperit acel ceva.
Am înțeles că actul creator are o anumită dinamică. Nu e chiar atât de simplu cum pare. Ai nevoie de o anumită pregătire, de o stare specială ca să poți produce ceva, ca să poți crea. Ai anumite trăiri și zbucium interioare. Nu e chiar așa de simplu până ajungi la ideea care vrei tu să o reprezinți. Am încercat să exprim liniștea pe care o ai, de exemplu, într-o seară de vară, când stai afară și simți mirosul parfumat al florilor încinse de peste zi. Prin arta mea, eu încerc să atrag atenția asupra faptului că omul are anumite trăiri interioare, care au, de fapt, o forță extraordinară. Trăiri interioare cum ar fi bucuria, tristețea, povara, suferința, curajul, iubirea sau speranța. Am încercat să reprezint aceste trăiri nu numai prin culori puternice, intense, am încercat să folosesc elemente din natură și chiar fenomene din natură, făcând o paralelă între ce se întâmplă în natură și ce se întâmplă în interiorul sufletului uman. Emoțiile pe care le trăim sunt foarte puternice și ne determină să privim lumea înconjurătoare într-un anumit mod care depinde de starea psihică pe care o avem la un moment dat. Am făcut o serie de lucrări intitulată Ferestre, prin care încerc să reprezint exact acest lucru, cum omul privește lumea înconjurătoare mai optimist sau mai pesimist în funcție de momentul respectiv, în funcție de emoția pe care o trăiește la acel moment. Acest tablou este o compoziție. Face referire tot la dinamica sufletului uman și cum trecem noi de la un nivel la altul. Se observă culorile care sunt mai închise, într-un strat mai închis, după aceea domină albastru, apoi roșu, culori calde și apoi din nou albastru. Pentru mine pictura înseamnă energie pozitivă. Trebuie să fiu fericită, bucuroasă ca să pot picta. N-aș putea să pictez sau să creez ceva dacă nu am această stare de bucurie. Acest tablou l-am intitulat Ploaie de primăvară. În fiecare primăvară sunt fascinată de fertilitatea pământului care dă naștere la vegetația firavă. Sunt momente când vin dintr-o dată foarte multe idei și vrei să le reprezinți și parcă nu mi-ajunge timpul să lucrez cât de repede gândesc în acel moment. Înainte de a pleca din România, am păstrat lucrările mele în casă și mulți dintre prietenii mei m-au încurajat să le expun într-un mediu organizat, cum ar fi o galerie. Și așa am început să fac expoziții. Am făcut câteva expoziții individuale și câteva de grup. Prima expoziție a fost un succes și am fost foarte motivată să continui. Apoi, când am venit în Canada, ar trebui să încep de la zero și am constatat că pictura este singurul lucru care mi-a rămas și am început să pictez. Am constatat că, până la urmă, arta este un limbaj universal. Dacă sunt în măsură să dau sfaturi pentru cineva care are dragoste pentru artă, dar un lucru e cert, că dacă ai talent și bucuria să lucrezi în acest domeniu, cu siguranță se poate reuși. Cu sau fără o școală de artă, cred că cel mai mult contează talentul și perseverența. Unul dintre mari artiști, Fernand Léger, spune ceva foarte frumos despre viața de artist, mi-ar place să-l citez.
și anume dacă destinul face să vă nașteți liber și creator, cu tot ce implică acest cuvânt, forță, întindere și tenacitate, atunci veți trăi o viață epică, cea mai frumoasă, dar și cea mai periculoasă cu putință. Între vagabondul care dorme pe banca lui și artistul ajuns la maxima realizare, există ceva comun. Dragostea de libertate, acțiunea în libertate, suferința în libertate. Primul a pierdut partida, celălalt a câștigat-o, dar la început au mizat și unul și celălalt pe același cal. Deci există un risc undeva, dar ca în orice profesie, dacă faci cu drag și lucrezi cu drag, atunci sigur vei înzbândi. Am citit undeva că regina Isabela Spaniei l-a încurajat pe Cristofor Columb pe vremea când acesta încerca să descopere pământuri noi, spunându-i, dacă tu crezi cu adevărat că pământul pe care vrei să-l descoperi există, atunci Dumnezeu îl va crea într-adins numai pentru a-ți răsplăti încercarea și credința.